Duminica Florilor, Duminica Intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, o sărbătoare împlântată deja în istoria creștinismului, o sărbătoare ținută în fiecare an de câteva mii de ani deja. Un act istoric, un adevăr istoric, relatat de toți cei patru evangheliști, cu detalii diferite, cu accente diferite. Dar această intrare a lui Iisus în Ierusalim este prezentă în istoria noastră. An după an reluăm aceleași texte și încercăm să mai găsim ceva în ele. Și culmea, noul există și Dumnezeu ne poate vorbi. Oare în anul acesta intrarea în Ierusalim are niște aplicații practice pentru viața noastră? De fapt, intrarea în Ierusalim este o pregătire a săptămânii care urmează. Zi de sărbătoare, Iisus își pregătea apogeul lucrării, aranjând cu grijă toate detaliile și nici unul din aceste detalii nu era întâmplător. Toți cei patru evangheliști relatează întâmplarea cu lucruri în plus și lucruri în minus. Duhul Sfânt cumva inspiră pe fiecare să adauge un detaliu sau altul. Așa că vom face o incursiune în toate cele patru evanghelii, în toate cele patru relatări, încercând să vedem dacă le adunăm la oaltă aceste detalii specifice, ce au ele să ne spună nouă astăzi. Așa că vom urmări cinci tablouri, cinci scene vorbitoare. Și prima scenă este, are de-a face cu un măgăruș, alegerea măgărușului. Culmea că Ioan nu menționează detaliile pe care le menționează ceilalți. Ioan spune simplu, Iisus a găsit un măgăruș și a intrat în cetate. În schimb, ceilalți trei evangheliști vin cu niște detalii care cu siguranță nu sunt întâmplătoare. Citim din Marcu, capitolul 11. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, aproximativ 3 km de Ierusalim, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. De ce un astfel de detaliu? Are vreo importanță, vreun mesaj pentru noi? Cu siguranță că da. Care o fi acela? Uitați-vă că Iisus vorbește ca unul care știe totul, ca unul care știe dinainte ce are să se întâmple, ca unul care știe ce urmează. Așa și o prima învățătură a dimineții este aceasta. Te poți încrede în atotștiința lui Iisus. El știe ce urmează în josul drumului pe care te afli. Aplicația este cât se poate de clară. Ai încredere în mine? Te-ar întreba Iisus. Am știut ce așteaptă pe ucenici în satul dinaintea lor. Tu ai încredere în mine că și eu știu ce te așteaptă? Ce rost are toată povestea asta dacă nu să le transmite exact asta? Eu știu ce urmează. Eu știu ce vine. Crezi că nu știu ce vine pentru tine? În josul drumului? Ai nevoie de sfat, de călăuzire? Eu sunt un minunat sfetnic, spunea Isaia despre mine. Întreabă-mă, eu sunt prima ta sursă de călăuzire. Eu știu ce urmează în drumul tău. Nimic nu mă ia prin surprindere. Stai liniștit. Am știut atunci, știu și acum. Exersează-ți relația cu mine, întreabă-mă, încearcă-mă și bucură-te de experiența personală cu mine. Eu știu ce e în drumul tău, ce urmează în drumul tău. Dar apoi, o altă situație, la o citire mai atentă, sau această situație la o citire mai atentă, conține și o mare provocare.
Nu-i așa? Povestirile Evangheliilor ne sunt atât de familiare, încât de multe ori nici măcar nu mai căutăm să ne transpunem în realitatea de atunci. Cum ar fi dacă am actualizat puțin întâmplarea ca să-i vedeți ciudățenia? Pentru că în spatele ei se mai ascunde o învățătură. Actualizarea situației de atunci. Când am ajuns, cineva povestește, când am ajuns în satul Feleac, sau comuna Feleac, cum vreți să-i spuneți, rei a trimis două persoane înainte zicând: duceți-vă în oraș, pe calea Torzii numărul 11, îndată veți vedea o decapotabilă nou-nouță adusă direct din fabrică pe platformă. Cheile sunt agățate pe peretele casei, luați mașina și aduceți-mi-o. Dacă cineva m-ar trimite să fac un astfel de lucru, m-aș uita destul de încurcat. Cum îmi cere să fac așa ceva? Stai puțin. Cum? Și dacă persoana continuă, dacă vă va întreba cineva de ce luați mașina, să răspundeți: Dumnezeu are nevoie de ea, are trebuință de ea și îndată va trimite mașina la mine. Nu e așa că întreaga situație ar fi delicată? În primul rând aș fi uimit de unde știe omul ăsta că o decapotabilă mă așteaptă la o adresă exactă. Și apoi cum să mă duc pur și simplu, iau cheile, mă urc în ea și plec cu ea? Oamenii o să sară pe mine. Dacă mă întreabă ce faci acolo, răspunsul este cam necredibil. Cum adică Iahve are nevoie de ea? Așa, pur și simplu. Dar tocmai această ciudățenie face ca povestirea să conțină o învățătură, o lecție de viață. Și anume, în ciuda ciudățeniei, cerinței, cei doi ucenici s-au încrezut în cuvintele lui Iisus, deși păreau neverosimile. Așa că au pornit la drum, în ciuda ciudățeniei, au găsit mânzul, l-au dezlegat și au răspuns exact așa cum li se poruncise. Și atunci pricepem învățătura. Stai puțin, ce pot învăța de aici? Pot învăța că abia atunci când te încrezi în Iisus și acționezi în linie cu cuvântul Lui, ai parte de revelație și experiență. Experiența, descoperirea nu apare până când nu acționezi. Pentru că credința înseamnă acțiune. Credința nu este ceva pasiv. Credința este ceva activ. Dacă nu ar fi pornit la drum, n-ar fi găsit mânzul, nu l-ar fi dezlegat, nu ar fi răspuns cum li se poruncise, ei erau lipsiți de experiența aceasta. A crede nu este totuna cu a admite, nu este doar a admite niște afirmații. A crede nu este o experiență emoțională, ce face simți aici cu putere. A crede înseamnă a te încrede, adică a acționa în baza a ceea ce ai observat, analizat și încuvințat intelectual. Credință înseamnă încredere. Credința este actul prin care rămâi, acționezi sau rămâi lângă lucrurile pe care rațiunea ta le-a acceptat în ciuda emoțiilor schimbătoare, a nedumeririlor, a greutăților, a necazurilor. Credința înseamnă a te încrede. Ucenicii au pornit la drum, au găsit mânzul, l-au dezlegat și au răspuns cum li se pornise. Și astfel au avut parte de experiența completă a cunoașterii lui Iisus. Este exact cum a spus. Iarăși a avut dreptate. E clar că omul ăsta e altfel. Ascultarea, încrederea, acționarea în baza credinței îți descoperă, îți face parte de revelație, de descoperire. Aplicația pentru noi, dacă alegi să umbli cu Dumnezeu, trebuie să știi că uneori s-ar putea să-ți ceară să faci lucruri neobișnuite care îți solicită credința. Totuși, merită să te încrezi în El. Doar ascultarea de Dumnezeu produce revelarea prezenței Lui, descoperirea Lui. De ce? Pentru că reputația lui Dumnezeu stă în împlinirea cuvântului Său. Dumnezeu și-a făcut o reputație din asta. Ce spun eu, se întâmplă. Și atunci, vrei să îl vezi în acțiune pe Dumnezeu? Ascultă-l. Fă conform a ceea ce-ți spune.
Și făcând, adică crezând, adică încrezându-te, adică acționând în baza cuvântului său, Dumnezeu își ține cuvântul și îl descoperi și îl vezi prezent în tine. Da, e adevărat, este nevoie de credință ca să pășești în credință. Pentru că până la urmă, credința este o călătorie fără hartă, doar cu o busolă. Credința este o călătorie fără hartă. Faci un pas după pas după pas. Ideea aceasta de călăuzire divină, de umblare prin credință, din păcate a suferit schimbări dramatice în ultimii 10 ani. Și dacă nu o înțelegem în contextul de atunci, putem dezvolta frustrare în umblarea noastră cu El. Pentru că umblarea credinței de astăzi, imaginea noastră din cap este un soi de GPS în care bagi adresa și îți arată în cel mai mic detaliu, stânga, dreapta, câta ieșire din giratoriu, de toate detaliile se duce la adresă. Și avem impresia, atunci când spunem de călăuzire, avem impresia unui GPS care ai băgat, apăsat pe butoane și te duce exact unde trebuie. Ba te mai și avertizează de pericole de pe drum, când a poliție, când gropi în șosea și așa mai departe. Numai că credința sau călăuzirea nu așa arată ca un GPS, folosirea unui GPS, ci folosirea la începutul, folosirea stelelor. Cum îți găseai drumuri în vechime? Cunoșteai stelele, cunoșteai cerul, care stele pe unde și ele te conduceau la adresă. Și era mult mai mult mister, mult mai multă atenție, mult mai multă concentrare, pentru că căutai fiecare detaliu ca să ajungi acolo. Apoi viața noastră s-a ușurat și au apărut busolele și îți indică tot timpul nordul și știi deja, te iei după punctele cardinale și te duci la adresă, nu foarte exact, dar te duci înspre direcția respectivă și găsești ceea ce te interesează. Deja călăuzirea este un pic mai ușoară prin busolă, dar nu este fără efort. Apoi au apărut hărțile. Și hărțile sunt, îți ușurează și mai tare ideea de călăuzire. Iei harta, vezi drumul, vezi localitățile și începi să te ordonezi după ele. Nu știi prea multe, ai doar un desen în fața ta. Peste jumate din viața mi-am petrecut-o călătorind cu harta în mână. Este mai ușor decât stelele și busola, mult mai ușor. Dar încă este greu. Încă trebuie să vezi, nu știi toate intersecțiile. Harta nu-i perfectă. Și începi să gândești și ești concentrat. Călăuzirea este mai ușoară, dar încă nu este completă. Pe când astăzi este simplu. Ai pus adresa și ai ajuns la adresă. Ne ușurează viața categoric. Și foarte bine. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că călăuzirea, pășirea prin credință, umblarea prin credință, credința până la urmă este o călătorie fără hartă. Doar cu eventual o busolă. Scriptura ne arată nordul. Și pășim și ne îndreptăm înspre destinație, după punctele cardinale. Așa că, abia atunci când te încrezi în Iisus și acționezi în linie cu cuvântul Lui, ai parte de revelație și experiență. Iar această pășire presupune efort și atenție. Al doilea tablou, a doua scenă, intrarea în Ierusalim. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presăreau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David. Osana în cerurile prea înalte. Abordarea aceasta este singulară în toată viața și lucrarea lui Iisus. În 3 ani de lucrare plină de succes, este singura dată când Iisus acceptă o manifestare publică în cinstea Lui. Singura dată. Ne aducem aminte că cu discreție maximă le cerea celor vindecați să nu spună nimănui, să nu-i facă reclamă, cu o singură excepție, acum, la intrarea în Ierusalim, acceptă onorurile. De ce? Motivul este tot în beneficiul nostru.
Motivul era împlinirea profeției făcută cu 500 de ani înainte. Iisus vroia ca poporul să știe că El este acela. Matei chiar o spune foarte clar în relatarea lui, a intrat în Ierusalim în Matei 21, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe, Zaharia capitolul 9. Iisus acceptă onorurile acestea ca să împlinească profeția din Zaharia 9. De fapt, Iisus transmite evreilor și nouă un mesaj foarte clar. Eu sunt împăratul vostru. Eu sunt Mesia pe care îl așteptați. Iisus împlinește profeția ca să ușureze credința poporului, ca să le facă un bine. Pentru moment, poporul îl primea ca pe Mesia, pentru că Osana înseamnă mântuiește-ne, ne rugăm. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, este un citat din Psalmul 118, un psalm mesianic bine cunoscut de evrei. Deci Iisus acceptă onorurile o singură dată în viață, ca să împlinească profeția din Zaharia, ca să ușureze, să-și ușureze descoperirea identității sale în fața poporului. Dar pe lângă această dovadă a identității Domnului Iisus, eu cred că mai există o lecție între rândurile relatării. Și aceasta are a face cu importanța cunoașterii cuvântului sau, dacă vreți, cu pericolul lipsei de cunoștință. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu produce sau conduce la revelație, la descoperire. Ioan chiar menționează lucrul acesta în aceeași relatare a intrării în Ierusalim. În Ioan 12 spune: ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Cred că și ei erau uimiți. Prima dată acceptă onoarea asta. Totdeauna a fost pe ascuns, cu discreție. Ce-o fi chestia asta? Ucenicii lui n-au înțeles acest lucru de la început. Dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. Adevărul, învățătura, este următoarea. Necunoașterea sau cunoașterea superficială a cuvântului îți fură sau întârzie revelația divină. Adică Dumnezeu încearcă să-ți vorbească și tu nu-L înțelegi. Iisus a încercat să le vorbească împlinind profeția și ei n-au înțeles mare lucru. Duhul Sfânt vrea, dorește să activeze cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, să-ți vorbească, dar dacă nu l-ai acumulat, nu are ce activa. Duhul Sfânt dorește să însuflețească Scriptura, aplicând-o circumstanțelor prin care treci, dar dacă n-ai acumulat Scriptura în mintea ta, nu are ce însufleți. De aceea zic, necunoașterea sau cunoașterea superficială a cuvântului îți fură sau întârzie descoperirea. Și cine suferă? Noi, cei care nu cunoaștem. Intrarea în Ierusalim a fost o explozie sinceră de bucurie, numai că în spatele ei se ascundea o superficialitate costisitoare. Ceea ce ne împinge la al treilea tablou, Iisus plânge pentru Ierusalim. Relatarea aceasta este doar în Luca, doar Luca menționează momentul în care Iisus plânge pentru Ierusalim. Și Luca 19 spune: când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Iisus știa că în curând Osana urma să se transforme în răstignește-l. Foarte probabil că strigătele Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, erau pornite din inimi sătule de opresiunea romană, iar acel salvează-ne, te rugăm, mântuiește-ne, ne rugăm, se referea la o eliberare politică. Foarte probabil că asta avea în minte poporul. Dar nu ne vorbește și nouă reacția poporului? Pentru popor, Mesia, ei voiau ca Mesia să fie un eliberator politic. Și noi vrem un Mesia făcut după chipul și asemănarea noastră. E cel mai convenabil. Ne-l creionăm noi după nevoile noastre. Iisus așa ar trebui să facă, n-ar trebui să fiu bolnav, n-ar trebui să o duc greu, Iisus trebuie să mi le ofere pe toate astea pe tavă. Ne-l creionăm noi pe un eliberator după placul nostru. Îl calibrăm după așteptările noastre. Cam așa ar trebui să fie eliberatorul meu.
după stilul nostru de viață, îl calibrăm, în loc să fie exact invers. Iisus plânge pentru Ierusalim pentru că poporul nu a înțeles intrarea lui. N-a înțeles următorul adevăr. Hristos nu vrea un loc în inima ta, în viața ta, vrea toată viața ta. Vrea toată viața ta. El nu vrea ca tu să-i găsești un loc în planurile tale, ci tu să-ți găsești locul în planurile lui. Mai departe, el a zis, dacă a fi cunoscut și tu în această zi lucrurile care îți puteau aduce pacea, Iisus, în plângerea lui continuă așa. Dacă a fi cunoscut și tu în această zi lucrurile care îți puteau aduce pacea, ce învățăm de aici? Deși poporul lui Israel i s-au făcut toate descoperirile, i s-a purtat de grijă și i s-a revelat îndeaproape, totuși nu a dat rod. În alte cuvinte, poți face parte din poporul lui Dumnezeu cu numele, fără să fii cu adevărat al lui. În alte cuvinte, îți poți găsi un loc în mijlocul turmei, fără să fii neapărat al păstorului. Și asta poate aduce tulburare. Aplicația pentru noi? Nu te amăgi că te poți ascunde în spatele numelui ce-l porți? Confirmă trăirea ta numele ce-l porți? Ascultarea de Iisus este cea care te califică ca fiind al lui, nu registrul de membri și nici măcar un botez făcut în apă. Și plângerea lui Iisus continuă. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni zile peste tine când dușmanii tăi vor ridica baricade împotriva ta. Te vor înconjura și te vor asedia din toate părțile. Te vor strivi de pământ pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Ăsta e motivul. Ce învățăm de aici? Învățăm că respingerea lui Iisus Hristos conduce inevitabil la blestem. N-ai cunoscut vremea cercetării tale. De aceea, uite ce va veni peste tine. Iisus a fost cât se poate de clar și de exclusiv. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Apostolii au fost la fel de clar și exclusivi. Fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. În alte cuvinte, respingându-l, lui Iisus nu-i mai rămâne nimic altceva de făcut decât să-ți dea ceea ce ceri, pedeapsa veșnică și conștientă. Și dacă cumva te întrebi, cum poate un Dumnezeu iubitor să trimită păcătoșii sau oamenii în iad, răspunsul vine imediat. Nu Dumnezeu îi trimite. Oamenii se cer acolo. Oamenii se oferă voluntari. Toți cei ce merg în iad aleg să fie acolo. Gândiți-vă, după ce o viață întreagă ai respins soluția lui Dumnezeu la păcatele tale, cum ai respins-o? Ai respins-o prin refuzul de a-L asculta. Ai respins-o prin ignoranța ta, adică refuzul de a cunoaște. L-ai respins prin superficialitatea ta, adică refuzul de a căuta adevărul. După ce o viață întreagă ai respins soluția lui Dumnezeu, El nu are încotro decât să-ți respecte decizia și să te lase să mergi acolo unde ceri. Chesterton formulează un gând despre iad copleșitor. Iadul este marele compliment al lui Dumnezeu, făcut libertății și demnității alegerii umane. În alte cuvinte, iadul este locul pe care Dumnezeu trebuie să-l pregătească, pentru că, ar spune el, respect atât de mult libertatea de alegere, încât nu-i voi constrânge pe oameni să mă urmeze. Îi prețuiesc atât de mult pe oameni, pe cei ce îmi poartă chipul, încât nu-i voi obliga să mă urmeze. Nu-i drept? Nu-i corect? Eu cred că este drept și onorabil
să existe un loc unde merg toți aceia care refuză soluția lui Dumnezeu la păcatele lor. Ei sunt respectați pregătindu-se, pregătindu-li-se acel loc. Ce-i cereți lui Dumnezeu să facă? Să le șteargă păcatele și să le dea cu orice preț șansa unui nou început? Păi tocmai asta a făcut Iisus la Calvar. Șterge păcatele și îți dă cu orice preț, cu prețul vieții lui, șansa unui nou început. Asta a făcut deja. Ce-i cer lui Dumnezeu să facă? Să ierte pur și simplu? Dar ei nu vor să fie iertați. Ei resping chiar soluția iertării. Să-i lase în pace? Mă tem că Dumnezeu tocmai asta face. Iadul este locul unde Dumnezeu te lasă în pace. Definitiv. Al patrulea tablou. Curățirea templului. Matei o relatează ca fiind în aceea zi cu intrarea în Ierusalim. Ceilalți o relatează ca fiind a doua zi. N-are așa mare importanță. Ideea că prezența curățirii templului este acolo și siguranță, cu siguranță are o învățătură pentru noi. Iisus, de ce curățirea templului? Iisus dorește să transmită poporului ceva. Au ajuns în Ierusalim, Iisus a intrat în templu, a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și îi învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Adică iudeii nu se închinau în templu, ci prădau în templu. Adică foloseau religia pentru câștig. Care este deci lecția din spatele acțiunii de curățire a templului? Este următoarea. Ipocrizia religioasă este inacceptabilă înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că te înșală, crezând că ești bine, și doi, îi deturnează, îi împiedică pe alții în umblarea lor cu Dumnezeu. Îi descurajează această ipocrizie. Iisus respinge profesarea credinței prin curățirea templului. Iisus respinge profesarea credinței fără deținerea persoanei, fără deținerea credinței. Problema iudeilor era profesie fără posesie. Ei profesau un ritual al credinței, dar nu dețineau credința. Aplicația, problema noastră este perfect similară, sau poate fi. Profesezi un ritual fără să posezi persoana pe Iisus? Numai tu îți cunoști motivațiile inimii, așa că cântărește-ți-le și curățește-le înainte ca Iisus să vină cu biciul și să-ți răstoarne mesele religiei tale. O întrebare tulburătoare pentru noi toți. Dacă Iisus ar intra acum în via, ce-ar schimba El imediat? Ar scoate ceva afară? Sau ar scoate pe cineva afară? Și iată ne ajungi la al cincilea tablou. Niște greci vor să-L vadă pe Iisus. Întâmplarea aceasta este menționată doar de Ioan. Și atât. În Ioan 12, întâmplarea este următoarea. Erau și niște greci printre ei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine. Aceștia s-au apropiat de Filip, care era în Betsaida Galilei, și l-au rugat zicând, Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip s-a dus și a spus lui Iisus. Iisus le-a răspuns zicând, a sosit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce mult rod, cel ce-și iubește viața o va pierde, dar cel ce-și urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu, dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Ce răspuns e asta? Doamne Iisuse, ăștia vor niște greși să te vadă. Asta se cea să fiu proslăvit și urmează explicația cu bobul de greu care cade și trebuie să moară înainte. Ce răspuns e asta? Este un răspuns foarte profund. Gândiți-vă, mulțimea magnetizată l-a aclamat.
toți l-au văzut. Numai că vederea de felul acesta nu folosește tare mult. Se pare că este nevoie de o altfel de vedere ca să-l poți vedea cu adevărat. Și mulți oameni doresc să-l vadă pe Iisus. Și rămân uimit, inclu după ani și ani de zile, fac același exercițiu în diferite contexte. Și când întreb pe oameni, ce ai prefera, să petreci o oră cu Iisus sau 3 ani cu Apostolul Pavel? Cei mai mulți, un numărul copleșitor, aleg o oră cu Iisus. De ce? Pentru că au impresia că văzându-L fizic, viața li se va schimba, credința li se va întări, victorile spirituale vor persevera. Și uităm că un ucenic a petrecut 3 ani cu Iisus și totuși l-a trădat și a întors spatele. Cumva avem impresia că dacă îl vedem pe Iisus, totul se schimbă. Dar nu vederea de felul acesta este cea benefică. Oamenii caută să-l vadă în tot felul de locuri. Și în Lake Arthur, în New Mexico, există un altar al tortiei miraculoase, se numește. S-a construit în jurul unei așa zise arătări a lui Iisus. O tortie arsă de Maria Rubio, pregătea tortia doamna Maria Rubio, s-a ars cumva tortia respectivă și avea o fața unui om. Se pare că arătarea lui Iisus merge la preotul din localitate, din zonă, și au pregătit un altar unde astăzi mii de oameni vin la altar să se închine tortiei sfinte. Și poți vedea acolo chipul lui Iisus. Sunt multe alte instanțe îndoielnice unde Iisus s-ar fi arătat. Giulgiu de la Torino, bucăți de lemn, boabe de greu, și unii spun că chiar pe bonurile de la Walmart a apărut Iisus. Oamenii vor să-L vadă pe Iisus și cumva crezând că dacă îl văd, văd o față, gata, totul se schimbă în viața lor. Cum ar fi să construim și noi un altar al feței zâmbitoare din Ardeiul Capia? Într-o ieșire la Someșurece cu familiile, tăiam un ardei Capia și am văzut fața asta. Evident, e o față zâmbitoare. Poza este a noastră. Înseamnă ceva? Nu înseamnă nimic. Al vedea pe Iisus trebuie să însemne altceva. Iisus știa asta, de aceea dă răspunsul pe care îl dă. Spuneți că niște greci vor să mă vadă? Iată cum trebuie să fiu eu văzut. A sosit ceasul să fiu proslăvit, înălțat, răstignit. În felul acesta trebuie să fiu văzut ca să vă folosească la ceva. Pentru că adevărat, adevărat, vă spun că dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Și atunci învățătura este următoarea. Cel mai bun, mai folositor mod de a-L vedea pe Iisus este să-L vezi înălțat pe cruce. Ăsta este cel mai bun mod de a-L vedea pe Iisus, înălțat pe cruce. Ca fiind omul, ca sau mielul care ridică păcatul lumii. Asta da, asta se folosește. Au ajuns până la urmă acei greci să-L vadă pe Iisus? Eu tind să cred că da. Poate nu așa cum s-au așteptat, într-o audiență față în față, să se salute, da, tu ești Iisus, nu? Dar cu siguranță L-au văzut sus, pe un deal înălțat pe o cruce. Și încă tot nu-i destul. Murind L-au văzut mulți alții. Dar foarte puțini L-au văzut murind pentru păcatele lor, în locul lor. El era străpuns pentru păcatele noastre, spune Isaia, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Vrei să-L vezi pe Iisus cu adevărat? Se poate. Nu fizic, ci prin intermediul scrierilor sfinte. Îl poți vedea murind pentru tine în locul tău, este cel mai benefic mod de a-L vedea. Dar ce să însemne pentru noi cuvintele acestea pe care le-am citit? Dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, ajunge singur, dar dacă moare aduce multă roadă, ce ne spune asta nou astăzi? Ne spune că drumul spre slavă trece prin moarte. Drumul spre slavă trece prin moarte. Nu poți purta cununa slavei fără să bei paharul suferinței. Adică rodirea, creșterea, maturizarea apare și se dezvoltă prin sacrificiu.
orice lucru valoros din univers, la nivele și profunzimi diferite, îl poți obține doar prin sacrificiu. Și în cele spirituale, lucrurile stau exact la fel. Rodirea vine în urma investiției, în urma morții, consumului, efortului depus, focalizării tale, exercițiului tău. Și Iisus, în continuare răspunsului, confirmă și clarifică acest proces de sfințire, de rodire spirituală, ce urmează vederii lui Iisus în sensul acela profund. Cine își iubește viața o va pierde, cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze unde, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Și atunci, ce ne învață tabloul cu niște greci care vor să-l vadă? Ne învață că al vedea pe Iisus în sensul acela profund, ca mântuitor, presupune un drum de străbătut, greu pe alocuri, dar glorios în final. Aș vrea să vă rog să plecăm capul și să închidem ochii. Dacă Iisus ar fi aici cu noi și am putea dialoga cu El și l-am întrebat, Doamne, te rog, ce vrei să ne înveți prin întreaga relatare? Doamne, ce vrei să ne înveți prin întreaga relatare a intrării tale în Ierusalim? Eu cred că ne-ar răspunde. Intrarea mea în Ierusalim a fost necesară, dar nu și suficientă. Dacă m-aș fi oprit după ce am intrat, n-aș fi realizat nimic. Mai era nevoie și de o ascultare necondiționată, jertfa ispășitoare de pe cruce, pentru a-mi primi moștenirea, învierea. La fel sunt lucrurile și cu tine. Degeaba intri în mântuire dacă nu și umbli pe cale, jertfa ascultării, ca să capeți la final moștenirea, învierea, viața veșnică. Apoi cred că Iisus ar continua și ar strânge lucrurile în felul acesta. Intrarea mea în Ierusalim este o paradigmă a intrării mele în viața ta. Eu știu unde te afli, prin ce treci, și poți avea încredere în mine. Eu sunt Mesia, Mântuitorul. Dacă ai cunoaște cuvântul, ai înțelege. Nu mă așteptam planurile tale, vino tu în planurile mele. Atenție! Refuzarea cercetării tale conduce la moartea a doua. Și mai mare atenție! Ipocrizia religioasă te fură pe tine și îndepărtează pe alții de mine. Deci, dacă chiar vrei să mă vezi, uită-te la mine înălțat pe cruce în locul tău. Asta îți face bine. Iar am urmat pe mine, nu te mint, presupune un drum greu, glorios în cele din urmă. Vei avea parte de viață veșnică, vei fi cinstit de Tatăl și vei fi acolo cu mine. Ajută-ne, Doamne!